În cele trei luni de vară, la urgența Spitalului Județean au fost înregistrați 40.689 de pacienți. În urma investigațiilor de specialitate au rămas internate 9.414 persoane, 2.490 de copii și 6.924 de adulți. Cele mai multe cazuri, 33.973, au fost urgențe minore. Pe codul galben, critic destinat pacienților cu risc de agravare rapidă, au fost încadrați 3.498 de pacienți, iar la resuscitare au fost preluați în această vară 803 pacienți. Restul au fost încadrați pe codurile alb și albastru. Cea mai aglomerată lună din timpul sezonului estival a fost luna august, cu 14.549 de pacienți investigați, dintre care 10.027 de adulți și 4.522 de copii. Cele mai solicitate secții din cadrul Spitalului Județean au fost pediatrie, 1.918 internări, obstetrică ginecologie 1, 1.051, cardiologie 819, obstetrică ginecologie 2, 702 și neurologie 691. În secția anestezie terapie intensivă din cadrul spitalului au fost internați 6 pacienți care au suferit accidente de submersie. Totodată, în timpul sezonului estival a crescut și numărul pacienților care au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unor accidente rutiere. Este vorba despre 383 de persoane. Anul trecut, în aceeași perioadă, au fost internați la urgența Spitalului Județean 40.992 de pacienți.